Aproape 4.000 de noi cazuri de coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore, bilanț în creștere față de ziua precedentă în România, rata de pozitivare a trecut de 10%, 81 de decese au fost înregistrate în același interval. Până astăzi în România au fost confirmate 792.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, 733.000 de pacienți au fost declarați vindecați, până acum 20.167 de persoane au decedat în țara vecină din cauza COVID-19. În dimineața zilei, în Ucraina au fost raportate 8.147 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. În ultimele 24 de ore au fost spitalizate 2.770 de persoane, au fost înregistrate 135 de decese, iar 3.889 de pacienți au fost declarați vindecați. Numărul persoanelor infectate cu coronavirus în Rusia a crescut cu 11.000 pe zi, aceasta fiind cea mai mică cifră de la 7 octombrie. Numărul total de infectați a ajuns la 4,2 milioane de persoane. Un total de 84.800 de pacienți au murit din cauza infecției, iar 3,7 milioane de ruși s-au vindecat.